Bună ziua și bine ați venit! Suntem în a treia zi a Festivalului Digital Predau Viitor, ediția 2023. Și astăzi suntem în ziua de STEAM, ziua a treia, ne apropiem de finalul festivalului. STEAM, așa cum știți, se referă la științe, tehnologie, inginerie, artă și matematică. Iar astăzi mă bucur tare mult să fiu aici alături de voi la această sesiune despre cum facem experimente la clasă, fără laborator, sau veți vedea alte metode neconvenționale de predare în aceste domenii. Astăzi mă bucur să iau alături de mine pe Ana Rednic, asistent universitar, inginer și doctorand de la Universitatea Tehnică Cluj, și pe domnul Tudorel Drăgoi, care este profesor de învățământ primar de la Școala Gimnazială Câțea din Sibiu. Sunt foarte nerăbdătoare să văd ce au pregătit pentru ziua de astăzi. Recomandăm această sesiune tuturor profesorilor, pentru că vom începe mai întâi cu domnul învățător, care ne va prezenta lucruri pe care le puteți face direct la clasă, la clasele primare. Veți vedea experimente foarte interesante pe care le puteți face foarte ușor, fără avea nevoie de un laborator sau de dotări speciale. Iar apoi mergem mai departe și o să vă provocăm puțin cu prezentarea Anei, care, fiind profesor universitar, ține workshop-uri și laboratoare la universitate, iar ea are niște metode neconvenționale și credem că poate să vă dea un pic de inspirație ce puteți face în aceste domenii, în domeniile STEAM, pentru a cultiva gândirea critică și creativitatea elevilor. O să merg mai departe înainte de a le da voie să se prezinte și am să vă arăt care sunt obiectivele pe care ni le-am propus astăzi de la această sesiune împreună cu Ana Rednic și Tudorel Drăgoi. De asemenea, am uitat să mă prezint, eu sunt Livia Untaru, parte a Asociației TechSoup, și mă bucur tare mult să vă am alături astăzi la această sesiune. Așadar, să pornim. Suntem aproape de final de festival, acest maraton educațional, și abia așteptăm să începem sesiunea de astăzi. Bun, ne-am propus astăzi să înțelegem cum promovăm curiozitatea elevilor în folosul învățării autentice, de la clasele primare până la liceu. Descoperim exemple practice, așa cum spuneam, da, de la domnul învățător Tudorel Drăgoi, despre pe care le puteți face la clasă fără a fi nevoie de un laborator. Înțelegem cum să-i stimulăm pe elevi să învețe prin colaborare, da, în domeniile STEAM și în general, da, indiferent de nivelul la care predați, reflectăm asupra unor metode neconvenționale de predare, da, inspirate din teoria jocului, inginerie inversă. Veți vedea mai multe din prezentarea Anei imediat. Bun, și acum aș vrea să le dau șansa vorbitorilor mei să spună câteva lucruri despre ei, într-o prezentare mult mai lejeră. N-aș vrea să simtă nicio presiune, aș vrea pur și simplu să spună câteva lucruri despre ei și experiența pe care o au. Eu m-am cunoscut cu ei săptămânile trecute și am aflat lucruri foarte, foarte interesante despre ei și mi-aș dori tare mult să putem începe în acest fel, să vă spună și dumneavoastră aceste lucruri. Domnule Tudorel Drăgoi, v-ar plăcea să începeți? Bine, mulțumesc! M-ați prezentat deja numele, sunt învățător la Școala Gimnazială Cârța din Sibiu și cum am ajuns probabil să prezint astăzi, în această vară am organizat la școala noastră prin Aspire Teachers. Am vorbit și am lucrat în laborator. Noi avem un atelier, se numește atelierul PEL, Play, Explore, Learn, un atelier preluat din Germania pe care noi l-am dezvoltat, unde elevii învață diferit, deci este prin explorare și prin joc. Și de acolo am adus astăzi câteva exemple simple ce se pot face la clasă. Eu țin foarte mult ca elevii să învețe lucruri practice, să simtă lucrurile.
Este foarte interesant, întotdeauna îmi plac platformele acestea digitale și programele sunt foarte bune, copiilor le place foarte mult să lucreze, dar la un moment dat simt și ei o sațietate și chiar doresc să învețe ceva practic. Și eu țin foarte mult prin atelierul pe care l-am acolo, începând de la grădiniță, noi lucrăm și cu cei mici de grădiniță și cu cei de la primar, dar să știți că foarte multe experimente se pot translata și la gimnaziu. Și chiar și lucrăm cu cei de la gimnaziu. Despre mine, mai mult ce pot să vă spun? Sunt în învățământ nu foarte de mult, deci de 15 ani doar. Am terminat la Babeș-Bolyai, am și gradul 1 în sfârșit, anul trecut, acum 2 ani, scuzați. Și despre mine atâta pot să spun, îmi place ceea ce fac, copiii a treia generație pe care o am deja în clasă este tot mai dificilă, nu ne plângem, mie îmi plac copiii, sunt provocări noi de fiecare dată, de fiecare dată am avut o activitate cu debutanții și le-am spus că eu mă simt debutant în fiecare zi. Nu există zi care să nu spună probleme și să te așeze în fața necunoscutului. Așa că orice lucru îl luăm așa cum îl primim și încercăm să ne bucurăm de ceea ce facem. Eu cred că mă bucur. Acum vă pot prezenta, am făcut o mică prezentare cu câteva experimente și după aceea vă arăt ceva palpabil. Da, dacă mă ajutați să prezint. Sigur. Înainte de asta aș vrea să ne spună și Ana Rednic câteva cuvinte despre ea și apoi continuăm cu prezentarea. Mulțumim frumos, ne bucurăm că vă avem astăzi la sesiunea Experimente STEAM la clasă fără laborator. Bună! Eu mă numesc Ana Rednic. Sunt asistent la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cum zicea și Livia. Sunt în cadrul doctoratului acum, predau de 4 ani laboratoare. Și de ce sunt la festivalul ăsta? Pentru că am fost mentor la Festivalul de Științe, Romanian Science Festival, unde am ghidat elevi să își pregătească experimente pe robotică, pe domeniul meu, pe care le-au prezentat în festival în fața unui public foarte larg. Mie îmi place foarte, foarte mult să lucrez cu copiii, cu studenții la facultate și cu copiii când am ocazia. De aceea am participat și la Romanian Science Festival, pentru că am văzut că pot să transmit din dorința de a învăța, din curiozitatea mea și i-am putut vedea pe copii gândind, făcând legături între mai multe domenii și creând ceva cu mâinile lor și văzând rezultate palpabile. O să vă povestesc mai mult despre ce metode am abordat la laborator pentru partea de evaluare, aș zice, dar nu numai, pentru proiecte pe care le-am făcut, dar sigur, eu niciodată nu mă leg de spațiu fizic al laboratorului, ci accentul se pune pe interacțiunea cu studenții, cu copiii. Vreau să-i văd cum gândesc, vreau să-i stimulez din punctul ăsta de vedere și cât mai mult să lucreze în echipe. Despre asta să vă povestesc un pic mai încolo, acum să ascultăm prezentarea domnului învățător. Cu mult, Ana, abia aștept. Înainte de a trece la prezentările voastre, aș vrea să le amintesc participanților noștri că
Colega mea, Gabriela Angel, este în chat, vă ajută cu linkurile de care aveți nevoie, Padlet-ul festivalului, unde vă amintim că vom încărca resursele și prezentările participanților. Tot acolo veți vedea și agenda și puteți urmări ce se mai întâmplă astăzi, la ultima zi de festival. Bun, să mergem acum către prezentarea domnului profesor, să voi deschide într-un moment. Perfect. Putem merge mai departe. Da, deci aici este producerea. Da, un experiment foarte simplu. Avem nevoie de o cutie mai mare, transparentă, și am vorbit despre plutire. Și ce facem acolo? Luăm diferite obiecte, diferite fructe, legume, pe care o să încercăm să le spunem elevilor să încerce să spună ei dacă plutește sau nu plutește. Asta este ca o joacă prima dată. Ei vor încerca și vor spune asta plutește, asta nu plutește. Avem în general avem o foaie de hârtie pe care scriem fructul, dacă plutește sau nu plutește. Și joaca aceasta continuă de fiecare dată. Eu când încep, pentru că nu este totul ceea ce pare și pare simplu de tot, am o rățușcă din aceea mică care plutește, dar în care am introdus o bilă de metal. Și bineînțeles, toată lumea o să zică, a, simplu, plutește. Și când o așez acolo, ea se duce la fundul vasului. Asta înseamnă că ei trebuie să fie foarte atenți. Nu orice lucru care pare așa ușor de rezolvat se poate rezolva. Trebuie să mergem mai departe. Aici am câteva. Ei fac predicții, deci acesta plutește, acesta nu plutește, desfacem sâmburi, coaja de la banană și fiecare lucru are, o să spun mai departe, fiecare lucru, fiecare obiect o să plutească sau nu o să plutească. Asta depinde și ce avem la dispoziție. Mai departe, folosind la celelalte clase, la cele mari, pot folosi în franceză sau în engleză. Deci, ca să mergem puțin dincolo de și la clasele primare, dar și la celelalte. Și acest joc, să știți că prinde inclusiv la adulți, pentru că noi avem un curs la Casa Corpului Didactic din Sibiu despre acest laborator PEV. Puteți să mergeți mai departe. Aici este, de fapt, explicația. Cum explicăm despre ce este vorba? De ce plutesc corpurile, de ce nu plutesc? Când este vorba despre densitatea lor. Și atunci am, în câteva sticluțe mici, am aranjat bile de sticlă, dar pot fi și pietricele, nu contează, este mult mai simplu. Și o să vadă copiii că cea plină, cu densitatea cea mai mare, o să se scufunde, iar cea goală, așa vizual vor înțelege foarte bine de ce metalul este dur și are masa mai mare decât hârtia, de exemplu. Și astfel foarte bine înțeleg copiii această problemă a densității. Și este foarte, foarte, foarte interesant cum își dau seama în laborator sau în clasă și vă dați seama ce simplu este să lucrez cu câteva sticluțe și cu un bol din sticlă cu apă. Putem să mergem mai departe. Aici vedeți exact experimentul realizat. Atunci înțeleg foarte bine copiii ce s-a întâmplat.
și își dau singur seama și se distrează în același timp foarte mult. Mie și îmi place joaca aceasta, dar să știți că rămân pentru toată viața cu această imagine și nu o să uite niciodată, nu o să facă niciodată greșeala să vorbească despre masă și despre greutate. O să vedeți. Adică cel puțin elevii mei așa au reușit. Mergem puțin mai departe pentru un experiment simplu. Aici elevii sunt puși dintr-o bilă de plastelină, trebuie să cu bila de sticlă să o facă împreună să plutească. Este foarte interesant cât de mult se chinuie până își dau seama de fapt despre ce este vorba. Da? Că este vorba despre o barcă care trebuie să plutească și atunci pot modela foarte ușor plastelina sub forma unei plute sau unei bărci și atunci, bineînțeles, că bila o să plutească împreună. Dar prima idee este să le pună împreună și să le arunce în apă, bineînțeles că nu plutesc și se chinuie și se udă și se murdăresc, dar asta este și joaca, dar după aceea rămân cu aceste lucruri pentru tot restul vieții și pe mine asta mă interesează, să ținem încă legătura cu lucrurile palpabile. Cred că mai este încă un mic experiment. Aici își dau seama de diferite obiecte pe care le pot experimenta singur și acasă sau la clasă. Avem foarte multe materiale de tot felul, plastic, și acea listă o vedeți acolo în stânga, cu plutește sau nu plutește. Și ei experimentează singuri și dau singur seama după aceea despre ce este vorba. Mai departe, cred că este ultimul. Cum trece apa dintr-un pahar în celălalt și cum se egalizează, foarte simplu. Două pahare, șervețele, apa se poate colora sau nu. Mie îmi place întotdeauna să punem și puțină culoare. Și își dau seama, în timp ce lucrez la altceva, apa se va transfera în celălalt pahar și atunci, la sfârșitul orei, copiii se minunează ce pot face ei. Dar acestea sunt câteva exemple simple ce se pot aborda în ciclu primar. Și cred că este ultimul. Cred că este gata. Mai dați pagina. Este ultimul întrebare. Da, ultimul. Și acesta a fost o parte de experiment și acum ceva legat de simțuri, ce pot să fac direct la clasă. Am pregătit în general foarte multe sticluțe din acestea cu diferite substanțe. O să le arăt așa pe rând. Așa. O să vă spun acum exact ce avem în ele. Paste, foi de dafin, piper roșu, piper negru, orez negru, tot felul de substanțe pe care copiii le pot observa prima dată, vizual, le pot observa și să spună ce sunt. Acum ține de imaginația fiecărui profesor ce să introducă în sticle. Cât mai multe lucruri, cât deosebite, poate substanțe. Eu folosesc în general pentru bucătărie, pentru că interesant este după ce copiii vizualizează și spun ce cred că o să conțină un asemenea pahar, sticluță, ei pot și gusta. Deci este important ca tot ce avem să fie comestibil, să nu fie ceva toxic. Întotdeauna lucrez cu obiecte din acestea, cu lucruri netoxice. Este foarte interesant, mulți copii nu cunosc, de exemplu, chiar dacă este piper negru, foarte mulți știu doar sub formă de praf și atunci nu-și dau seama. Poate nu credeți, dar asta sunt copii din ziua aceasta, nu mai reușesc să descopere chiar toate totul, să știe exact ce conțin. După ce vizualizează,
am spus că pot să se apropie, deci în general de la distanță, după aceea le pot lua, studia așa și la urmă să le guste. Asta este o parte de experiment. După aceea mai am încă o parte legat de mirosuri. Am sticluțe care sunt acoperite, numerotate. Pentru copiii mici de grădiniță este sub formă de zar, dacă știți, cu puncte, 1, 2, 3 și așa mai departe. Le am pe toate așa, să le vedeți. Înăuntru, substanțe, siropuri am în general, zmeură, lămâie, mentă. Și copiii au o listă cu imagine de fruct și cu un număr. Adică numărul 1, deci imaginea fructului și ei trebuie să desfacă sticluța, să miroase și să ce cred ei că există acolo, da? Și la urmă, dacă și-au pus punctul 1 pe zmeură, punctul 3 pe sau sticluța numărul 6 pe lămâie sau ce mai avem acolo, își dau seama dacă au recunoscut sau nu. Este foarte interesant ca ei să simtă și mirosurile și să-și dea seama după miros. Și a treia parte din experiment, prin palpare, într-un săculeț unde nu vezi, pui câteva obiecte și copiii trebuie să ghicească, tot așa, avem o listă și copiii trebuie să ghicească ce obiecte există acolo. În general merg pe lucruri naturale, cum ar fi un con de brad, o nucă, da? O alună, un dob de plută, lucruri din acestea. Acum poate mulți se întreabă și cu ce ne ajută. Trebuie să simțim puțin și natura și să vedem că sunt toate legate între ele, mirosul, cu simțul tactil, cu vizual. Mai departe, legat de artă, pentru că mie îmi place foarte mult să leg de artă aceste lucruri. După aceea mergem mai departe, desenăm, lucrăm. Așa îi faci pe copii puțin curioși de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Iar de partea aceasta tehnică, inginerie, eu lucrez foarte mult cu obiecte care se pot construi de genul acesta, mașinuțe, este o firmă Woodgears, dacă o știți sau așa, cu tot felul de lucruri din lemn care se pot lucra împreună și au copii, să știți că foarte greu să descurcă, cel puțin în partea noastră la țară, să lucreze după o schemă. Și asta, în general, doresc copiilor să lucreze organizat după o schemă, să construiască ceva și sunt foarte, foarte mulțumiți când schema și obiectul începe să miște. E foarte interesant. Cam atât am putut să vă prezint astăzi. Sper că merge mai departe, că da, asta mai mult ce pot să vă spun. Mulțumim foarte mult! Avem deja comentarii pozitive în chat, oamenii spun că și-ar dori să fie elevii dumneavoastră și că le-ați oferit idei minunate, kit-uri cu săculețe și substanțe cu materiale atât de accesibile și exerciții de dezvoltare a simțurilor, desigur. Deci ați inspirat cu siguranță, i-ați inspirat deja pe participanți. Le reamintim că ne pot trimite întrebările în chat, iar colega mea, Gabriela, mi le va transmite și le vom adresa la sfârșit participanților. Așa că, în continuare, putem să continuăm discuția de finalul sesiunii cu domnul învățător Tudorel Drăgoi. Mulțumesc tare mult! Trecem mai departe acum și avem prezentarea Anei Rednic. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! O să fac share acum. Acum, eu o să mă departez un pic de învățământul primar sau gimnazial și mai mult o să vă povestesc ce fac eu cu studenții, dar vă promit că toate proiectele pe care vi le arăt sunt și pot să fie făcute de
elevi de gimnaziu. Le-am văzut implementate de ei la Festivalul de Științe. Ziceam că am fost mentor la RSF. Dacă nu ați aflat despre Romanian Science Festival, să știți că este un festival care se organizează în zone probabil mai defavorizate, unde nu există chiar atât de mult acces la tehnologie. Sunt și caravane ale festivalului care merg în zone cu în zone de la țară sau unde e mai puțin acces la tehnologie. Și pentru festival, elevii care se înscriu, voluntarii, trebuie să pregătească niște experimente din toate domeniile STEAM. Împreună cu mentorii și profesorii coordonatori, pregătesc timp de 3-4 săptămâni experimentele lor și vor trebui în ziua festivalului să le prezinte oamenilor și să le explice ce se întâmplă acolo. Dacă veți participa, veți vedea că sunt atât de curioși copiii și sunt atât de impresionați oamenii care vin să vadă experimentele. Și e foarte interesant să vezi interesul pentru știință. Copiii învață foarte mult de aici și se creează și o legătură foarte frumoasă între elev, profesor și mentor. Despre mine, vă ziceam că am terminat la Universitatea Tehnică din Cluj și acolo predau laboratoare de 4 ani în domeniul de robotică. Lucrez în paralel și la o firmă și asta m-a ajutat să îmi formez mentalitatea mai open-minded și să vin cu idei proprii pentru cum să țin laboratoarele. Eu de la început m-am gândit cum mi-ar plăcea să fie un profesor, cum aș vrea eu să fie, ce m-ar ajuta pe mine să primez de la acel profesor. Și răspunsurile mele au fost să am libertatea de a greși, fără să fiu pedepsită, fără să-mi fie frică de ceva, să pot avea creativitate în ceea ce fac și asta e foarte mult legată de frica de a greși. Dacă mi-e frică să, nu știu, să o dau în bară cu ceva, atunci nici nu o să-mi vină idei de a crea ceva din proprie inițiativă. Na. Am văzut că e foarte important și lucru în echipă, pentru că odată ce elevii, studenții vor înainta în viață și vor ajunge să lucreze într-o firmă sau într-o instituție, vor trebui să colaboreze cu ceilalți, să-i ajute. Nu vor fi individualizați. Și de asta e foarte important să le îndreptăm focusul către colaborare, către întrajutorare. Altfel, dacă tot timpul le zicem să nu lucreze, să nu colaboreze cu colegul, să nu copieze de la ceilalți, atunci o să învețe să lucreze singuri și să se descurce doar cu ce au, să nu colaboreze cu ceilalți pentru un scop comun. Aici am pus niște idei de proiectele mai micuțe care se pot face în domeniul de robotică chiar de la început, cu un kit simplu de Arduino, un kit de componente, spațiul nu contează, nu trebuie să fie neapărat laborator, se pot face oriunde și cu orice lucruri pe care le găsim în casă. De exemplu, aici în dreapta am o lampă de noapte cu LED-uri colorate. Acum, varianta finală e printată 3D, dar inițial eu am simulat-o cu o foaie de hârtie pe care am pus-o sub forma unui con. Na. Aici avem un aparat de făcut ceai, care e o macara.
coboară plicul de apă, plicul de ceai în apă, îl lasă acolo 3 minute și după aia scoate. Aici avem un dozator de bomboane care a fost făcut de un voluntar în cadrul festivalului de științe, Romanian Science Festival, e chiar de acolo poza. Și mai avem sistem de monitorizat parametri din aer, sistem de hrănit animalele, toate sunt idei folositoare în casă. Și din foarte puține componente cu multe informații care există pe net, se pot crea astfel de proiectele micuțe. Sunt potrivite pentru elevi care vor să învețe, vor să intre în domeniul ăsta de robotică și de ce nu să dezvolte o echipă de robotică în cadrul școlii. Apoi, sigur, începând cu proiecte micuțe, pot să ajungă la idei mai avansate, idei mai curajoase de roboței care să fie tot așa utili în viața de zi cu zi. Eu am lucrat la licența mea la un robot de ghidaj în Muzeul de Artă din Baia Mare. Restul, toate sunt proiecte de licență, dar nu sunt atât de complicate încât să nu le poată face o echipă de robotică. Sunt probabil ca și dificultate similare cu ce pregătesc echipele de robotică pentru First Tech Challenge, concursul ăla pentru licee. Așa, ideile astea le folosesc eu și când nu am componente la dispoziție, nu am roboței la dispoziție, dar vreau să fac un workshop cu studenții în timpul orelor. Îi organizez în echipe de câte 3-4 studenți și luăm idei de proiecte mai mari. Scopul lor într-o oră e să se gândească cum ar implementa o soluție pentru o problemă, de exemplu, robot de tuns iarba în grădină. Cum ar vrea să arate? Să fie un roboțel? Să fie, nu știu, ceva ghidat de o persoană? Să arate ca un cățel care tunde iarba? Tot felul de idei se pot implementa și ei trebuie să se gândească cam de ce componente ar avea nevoie. Chiar dacă nu știu precis ce componente există, modele de senzor și modele de motoare, nu contează, trebuie doar scopul să-l gândească. Așa. Și apoi trebuie să se gândească la constrângeri de mediu care pot să apară în implementarea proiectelor, în folosirea lor. Cum ar fi robotul care tunde iarba în grădină, ce face dacă plouă afară? Ar trebui să aibă o pelerină, să fie izolat. Sau ce se întâmplă dacă îl atacă un cățel? Tot așa, ar trebui să aibă un sistem de securitate, ar trebui regândită implementarea proiectului. Na. Feedback-ul de la workshop-urile de genul ăsta a fost că au avut ocazia studenții să gândească ca adevărați ingineri. Eu ce urmăresc în cadrul workshop-urilor e cum gândesc ei și cum comunică în echipă. Eu stau și ascult pe toți din toate echipele și văd că unii își impun ideile, alții ascultă de la ceilalți cu ce idei vin, le evaluează, vin cu argumente pro și contra. Deci, e o dezbatere foarte sănătoasă. Legat de metodele de evaluare pe care le-am gândit la laboratoare, ca să fac și testele și temele pentru acasă mai interesante și mai ușor, mai abordabile, pentru că probabil elevii și studenții, când se gândesc că au multă temă pentru acasă, deja le pierde tot interesul și nici nu vor să se apuce. Dar dacă
le prezint sub o formă mai interesantă, chiar dacă sunt aceleași exerciții, o să fie mai curioși să le facă. De exemplu, pentru temele pentru acasă, am câteva metode inspirate din teoria jocurilor și o să intru în detalii imediat în următoarele slide-uri. Pentru testele pe care le țin la clasă, la laborator, am încercat să înlocuiesc testele teoretice cu întrebări pur și simplu de teorie, pe care trebuie să o rețină pe de rost, le înlocuiesc cu teste practice, în care le dau componentele pe care să le folosească și ei trebuie să le conecteze întâi, să le testeze rând pe rând și apoi să rezolve o problemă cu tot sistemul ăsta. E o abordare mult mai interesantă pentru ei, fiindcă nu trebuie să rețină toată teoria pe de rost și pot să o folosească. Pot să facă niște legături, pot să testeze în realitate dacă merge ceea ce au gândit sau nu merge. Așa. La testele pe care le dau la clasă, am venit cu o idee, poate că nu o să fie atât de bine primită, dar a funcționat foarte bine până acum, în 4 ani. Le zic studenților că dacă au nevoie să vorbească în timpul testului, pot să vorbească ce vor ei, pot să se întrebe ce vor ei între ei, dar cu voce tare. Să audă și restul studenților, să se ajute dacă au nevoie și scopul să înțeleagă. Na, surpriza mea a fost că nu au nevoie atât de mult să vorbească și nu sunt tentați atât de mult să o facă, pentru că au voie. Dacă le interzic ceva, atunci sigur că instinctul o să fie să facă chestia aia intenționat. Dar dacă le dau voie să facă orice, atunci nu o să aibă nevoie. La fel, pentru testele practice, ei pot să caute pe net ce vor, orice. Dar tot au de gândit, tot au de realizat, de rezolvat o problemă. Deci nu se pierde absolut nimic dacă caută pe net chestii pe care nu-i nevoie să le țină minte pe de rost. Și ca să combat frica asta de a greși și frica că nu s-au pregătit pentru laborator, nu s-au pregătit pentru ore, le zic la începutul semestrului, în prima oră, că mi-aș dori să colaborăm cât de sănătos se poate, oricând au o întrebare să vină să mă întrebe, dar totodată dacă undeva la mijlocul semestrului își dau seama că au pierdut firul și nu mai înțeleg ce se întâmplă la materia asta, să vină să-mi zică și o să reluăm tot ce e nevoie ca să înțeleagă. Din nou, scopul e să înțeleagă ce se întâmplă acolo, nu să ia note mari, nu să rețină toată informația pe de rost și apoi în 2-3 săptămâni după finalul semestrului să uite. Și chiar și la finalul semestrului, dacă își dau seama că nu o înțeles ce e la materia asta, să vină să-mi zică și reluăm. Acum, nu s-a întâmplat. Chiar nu s-a întâmplat, pentru că eu știu că e de datoria mea să înțeleagă copiii până la finalul semestrului toată materia, să mă asigur că am un feedback bun de la ei. Și așa sunt liber, se simt confortabil să întrebe pe parcursul semestrului orice au nevoie. Pentru că știu și eu, când eram elev și aveam o întrebare, nu înțelegeam ceva, mi-era frică să întreb, că o să fiu judecată, că de ce nu știu asta deja, și apoi nu mai înțelegeam nimic din ce urma. No. Așa. Pentru aceste workshop-uri sau teme organizate în echipe, o idee pe care am implementat-o a fost
pentru niște teme de final de semestru, să îi organizez în echipe de câte doi, dar să nu le zic cu cine sunt ei în echipă. Să fie secret până la termenul limită de predare a temei. Scopul era opțional să rezolve o problemă sau două sau trei probleme și să primească niște puncte aferente. Dar dacă rezolvă singuri acele probleme, atunci vor primi anumite puncte ca bonus. Dacă rezolvă întâmplător și membru din echipă, celălalt membru din echipă, atunci vor primi mai multe puncte. Deci ei nu știu cu cine vor fi în echipă, dar dacă doresc să rezolve niște probleme, știu că îl vor ajuta și pe colegul cu care au nimerit în echipă. Și am văzut că la finalul semestrului, chiar dacă erau studenți care nu mai aveau nevoie de puncte în plus, rezolvau problemele astea în ideea că cineva poate are nevoie de niște puncte în plus. Poate nu le-a acumulat până acum și scopul era să devină mai empatici. Așa. A doua idee e cea despre care v-am povestit, cu ideile de proiecte mai mari pe care să le discute, să le dezbată. Și acum ajungem la partea asta preferată mie. Inspirată din teoria jocurilor, sunt două idei. Dilema prizonierului și vânătoarea de cerbi. Dilema prizonierului ne spune că, adică e un experiment în care doi prizonieri care lucrau în echipă sunt considerați vinovați de o crimă sau cine știe ce, sunt puși în camere separate. Ei trebuie să dea niște declarații la poliție și dacă sunt vinovați, atunci o să primească o pedeapsă. Dacă nu sunt vinovați, vor fi eliberați. Dar în funcție de ce declară amândoi, vor primi o anumită pedeapsă. Adică dacă niciunul nu își recunoaște vina, atunci fiecare va primi un an de închisoare. Dacă unul dintre ei își recunoaște vina și celălalt nu, atunci cel care a recunoscut va primi 3 ani de închisoare. Și cel care nu recunoaște vina va fi liber. Na, la fel e și invers. Și dacă amândoi își recunosc vina, atunci fiecare va primi 2 ani de închisoare. Sigur, nu putem calcula cantitatea de pedeapsă în an de închisoare, dar dacă ne referim la bonusuri, atunci e mai avantajos pentru ei să recunoască amândoi pedeapsa și o să primească o pedeapsă mai mică. Dacă niciunul nu își recunoaște vina, o să primească fiecare 2 ani de închisoare. În total, pentru cei doi prizonieri, ar fi 4. Și cea mai neplăcută situație. Na, din dilema prizonierului s-a extins vânătoarea de cerbi, care nu urmărește să pedepsească, ci să ofere bonusuri. Se zice că un grup de vânători merg la vânătoare și pot să vâneze ori un cerb, ori un iepure. Pentru un cerb trebuie să aibă concentrare mai mare și e nevoie de un efort comun din partea întregii echipe. Dacă îl prind, atunci pot să împartă între ei prada și fiecare duce câte o bucățică acasă pentru o familie. Dar dacă unul dezertează și vânează un iepure, atunci strică eforturile celorlalți, pentru că, sigur, și cerbul se sperie dacă a fost împușcat un iepure și prada va fi doar pentru acel vânător. Doar el va primi iepurele, nu poate să-l împartă cu echipa, deci este mai lacom dacă își urmărește interesul propriu și nu interesul echipei. Și de asta
Ideea asta cu vânătoarea de cerbi am aplicat-o pe o serie de teme pentru acasă, 7 teme dintr-un semestru, unde ei, studenții, trebuiau să aleagă ori să lucreze în echipă și să ia, deci în echipă de doi, și să ia un exercițiu mai complicat, unde trebuie neapărat să colaboreze între ei și pentru asta o să primească mai multe puncte, sau să aleagă să lucreze singuri, să-și ia un exercițiu mai mic, mai simpluț, pe care pot să-l facă singuri și să primească mai puține puncte. No. Scopul meu era să-i încurajez să lucreze în echipă, să colaboreze între ei și să-și explice unul altuia ce n-au înțeles la clasă. Dar am observat că unii preferă să lucreze singuri, să nu interacționeze cu nimeni, ca să nu îi pună bețe în roate sau... Da. Acum, aici sunt niște idei dintr-o cercetare a mea în zona asta și acolo am urmărit psihologic ce se întâmplă când aplic ideea asta pe grupuri de studenți. E interesant să vedem cum vor să lucreze în echipă, cum au încredere unul în celălalt că vor lucra într-un scop comun, vor rezolva amândoi o problemă mai mare și na, să nu deserteze, să își rezolve o problemă mică, să își ia punctele și atâta. Sigur, dacă văd pe parcursul semestrului că se repetă echipele de câte doi, înseamnă că s-a creat o colaborare acolo, au încredere unul în celălalt și na, pot să aplice asta și în alte direcții și pe alte proiecte. Cam asta am încercat eu la clasă. Sigur, ultimele idei pe care vi le-am prezentat pentru evaluare se pot aplica în orice domeniu. Eu le-am aplicat ori pe robotică, ori pe o altă materie de procesare de limbaj natural. Chiar nu contează. Mulțumesc! Cam asta ar fi. Mulțumim foarte mult! Prezentarea ta cu siguranță a inspirat profesori de toate nivelurile, pentru că a atins în primul rând foarte multe puncte interesante de pedagogie și apreciem foarte mult faptul că te-ai alăturat sesiunii de astăzi și ne-ai vorbit la început despre Romanian Science Festival, despre felul în care profesorii și elevii se pot implica direct în experimente și pot participa. Chiar îmi doresc ca aceștia să caute mai multe informații, dacă n-au auzit deja, despre RSF, da, Romanian Science Festival, după care ai trecut în zona de metode neconvenționale, așa cum le-am numit noi, de predare și evaluare. Experimentele tale la clasă, să zic așa, cred că sunt foarte interesante și sunt, în primul rând, aș putea spune unice, pentru că nu cred că se întâmplă foarte des ca un profesor, chiar universitar, să meargă atât de departe sau să exploreze cu atât de multă încredere astfel de metode. Te felicit! Mulțumesc! O să încerc să văd dacă avem întrebări din public, de la participanții noștri. Desigur, unii dintre ei au intuit poate o întrebare la care mă gândeam și eu în momentul în care prezenta domnul învățător. Aveți oare o carte de experimente pe care o recomandați sau pe care profesorii o pot folosi? Cred că există foarte multe cărți despre experimente. Acum, dacă intri într-o librărie, există și așa ceva. Foarte multe lucruri le descoperi singur și, cum am spus, eu fac parte dintr-o echipă de la Casa Corpului Didactic din Sibiu, unde avem un curs pe acest PL, Play, Explore, Learn,
Și cu timpul am dezvoltat, am căutat și resurse pe internet și cărți și am experimentat singur foarte multe metode. Mi-a plăcut ce a subliniat colega mea de astăzi, să nu le fie frică copiilor să greșească. Asta este și ideea noastră. Greșeala este greșeală, așa învață copiii, prin greșeli. Ei își dau seama mai târziu, după ce experimentează, explorează ce au greșit și nu este important imediat să îi atacăm, vezi că nu ai învățat. Întotdeauna trebuie să ne punem în pielea copiilor. Ei nu știu, deci noi le oferim informații pe care ei poate nu le știu sau le cunosc, dar nu sunt organizate științific și nu trebuie tot timpul să fie organizate științific. Ei înțeleg prin această explorare. Iar da, cărți există, încercați, e foarte bine să încerci prima dată singur, să nu te faci de râs, da? Să zici că reușești. Noi avem foarte multe experimente legate de magnetism, de echilibru, despre apă, despre sunet, despre culoare, deci foarte multe teme, electricitate și parte mică de robotică, dar foarte simplă, pentru că îți trebuie niște kituri destul de scumpe pentru a realiza ceva mai mare și la primar ne descurcăm cu lucruri puțin mai simple. Mulțumim frumos. Într-adevăr, este important ca ei să simtă, să experimenteze, să treacă prin aceste lucruri pe cont propriu, pentru că așa se produce învățarea, mai ales că ei sunt și foarte curioși. Deci, cumva, așa cum spuneam la început, ne folosim de curiozitatea lor născută și sunt curioasă acum, voiam să fac o trecere spre zona de învățare. Aveți o metodă sau aveți un mod prin care verificați ce au învățat elevii la sfârșitul unei zile, după experimente? Cum faceți tranziția aceasta între cunoștințele pe care le-au experimentat, între experimentele pe care le-au făcut de-a lungul zilei, cu cunoștințele pe care le-au reținut? Cum pot să spun eu, după ce facem un asemenea experiment, eu am un jurnal de învățare. În jurnalul acesta de învățare, ei își scriu acolo ce au realizat, ce au experimentat. După care ne întâlnim și discutăm, să vedem despre ce a fost vorba, ce credeți că ați descoperit, ce nu ați înțeles. În timpul experimentelor, tot timpul ei pot întreba, pot să-i ajut puțin, se pot întreba, să lucreze în echipă, pot lucra singuri. Tot este foarte important să se întrebe, să vorbească între ei, să se consulte. Iar acest jurnal de învățare, prima dată este doar ca să-ți aduci aminte, este acea schemă a tablei pe care nu o mai facem, ci și o fac singur, practic, pe acel jurnal de învățare. Iar pentru feedback avem practic un jurnal metacognitiv și acolo copiii au trei rubrici. Cum am simțit, asta e foarte important, copiii dacă se simt bine în activitatea respectivă, ce am învățat, da, și asta este important, și mai departe ce ar dori să meargă mai departe, cât de departe vor să meargă în cunoștințe. Este important și acea discuție de final. Feedback-ul lor este important, să vezi unde nu ai acoperit o anumită temă și mai departe copiii rămân, așa se trece de la experiment la învățare. Asta este metoda. Acest jurnal de învățare și acel
da, jurnal metacognitiv. Mulțumim frumos! Da, este într-adevăr important să aibă și o încheiere experiența de învățare și ei să rămână cu ceva în urma acesteia. O să vă mai pun o întrebare referitoare la firma de obiecte pe care ați menționat, obiectele din lemn, pentru că aș vrea să o spunem încă o dată participanților. U-Gears. U-Gears. U și Gears. Vine de la Ukrainian. Da, exact. U-Gears. Și o să o transmitem și prin materialele sau prin padletul nostru de festival. Da, este foarte interesantă. Pentru că sunt lucruri foarte simple și până la foarte, foarte complicate. Și nu este nici extrem de scumpă și se pot demonta și monta. Asta e interesant. Sunt și pentru și oricare copii. Da, da. Sunt și modele mecanice unde poți să înveți despre părți dintr-o mașină, de exemplu, sau, nu știu, giroscop sau tot felul. Da, și creioane 3D, sunt, pot să realizez lucruri simpatice. Da, și sunt prețuri accesibile. Chiar merită. Înțeles, mulțumesc frumos. Ana, spuneai tu de proiectele Arduino. Avem o întrebare tot din zona aceasta de materiale și resurse. De unde se pot comanda? De unde le pot lua participanții? Sunt multe site-uri pe piața din România cu componente, cu kituri pentru Arduino. Acum, scopul ar fi să găsiți un proiect pe care vreți să-l implementați, să vedeți pe net. Sunt atât de multe făcute pe net și e detaliat tot lista de componente, cum se conectează, cum se programează. Și atunci mergem la site-uri care au astfel de componente. Sunt de la cel mai ieftin până la cel mai scump, Clește, ArduShop, Robofan, Optimus Digital. Au tare multe kituri și componente chiar ieftine. Adică să vă uitați la kituri cu Arduino care sunt undeva până la 100 de lei sau 100 și ceva. Pentru că sunt și variante mult mai scumpe, făcute de alți producători, care sunt pe la 300, 500, 600 și n-are rost. N-are niciun sens să mergem în zona aia de kituri foarte avansate. Sunt la prețuri accesibile. Sau un roboțel se poate construi la 100 și ceva de lei. Cam așa. Hai, până, mulțumim frumos. Văd acum între timp cineva ne roagă să creăm o listă de instrumente și echipamente. Am și o carte, dacă se vede. Da. Experimente. Experimentelor. Da, și 365 de activități științifice. Foarte drăguță aceasta. Da, sunt cărți foarte multe, sunt lucruri foarte ușor de realizat, deci există. Mulțumim tare mult, amândurora. Cu siguranță ne vom asigura că le trimitem participanților cel puțin instrumentele de care ați vorbit în această sesiune și lăsăm să descopere mai departe de ce se pot folosi. Desigur, să ne amintim că vorbeam astăzi sau încercam astăzi, ne propuneam să vorbim despre experimente care se pot face fără laborator, fără prea multe dotări, dar în același timp trebuie într-adevăr să investim puțin în anumite lucruri, în pregătirea în primul rând a învățătorilor și profesorilor, iar cred că sesiunea de astăzi este un prim pas pe care l-au făcut împreună cu voi. Mulțumesc tare mult! Pentru că ne apropiem de finalul acestei sesiuni, aș vrea să le spun participanților că pe această scenă urmează o sesiune înregistrată despre ceea ce trebuie să știe un profesor despre industria de gaming și de carierele de gaming din România, iar pe scena cealaltă veți avea o sesiune live cu idei de activități cu Scratch la clasă pentru ciclul primar și gimnaziu. Așa că aveți din nou de unde alege, două sesiuni interesante
Din nou le mulțumesc participanților mei, invitaților mei pentru sesiunea de astăzi. Sper că v-au inspirat la fel de mult pe cât m-au inspirat pe mine. Și după pauza aceasta scurtă de 30 de minute, este o pauză de prânz care sper să vă bucurați, vă așteptăm din nou pe platformă la următoarele sesiuni. Mulțumim tare mult! Mulțumim! Mulțumim! Și până mai departe! La revedere!